Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini de coșmar din clinica de psihiatrie de pe strada Văcărescu din Timișoara. Afli apoi că Georgică Cornu, dar și ceilalți cercetați în dosarul de evaziune au fost reținuți. La final, vezi că cei de la PSD riscă să își piardă sediul de la Timișoara. Imagini de coșmar din interiorul spitalului de psihiatrie de pe strada Văcărescu din Timișoara. Videoul a fost surprins de un internaut, cel mai probabil cu telefonul mobil, iar apoi a fost postat pe internet. Acesta povestește că așa arată clinica, iar în imagini se poate observa mizeria de nedescris din spital și condițiile în care sunt nevoiți să stea pacienții. Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reținut pentru 24 de ore alături de asociatul lui Lucian Caraiman. Cei doi sunt cercetați de polițiștii mehedințeni într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii i-au audiat pe cei doi oameni de afaceri și au decis să-i rețină pentru 24 de ore alături de un alt angajat de-al lor. Pe tion.ro vezi toată povestea. Partidul Social Democrat filiala Timiș ar putea rămâne fără sediul de la Timișoara, totul după ce formațiunea a fost găsită cu restanțe de aproape 10.000 de euro la chirie. Pe tion.ro vezi de ce cei de la PSD riscă să fie evacuați chiar dacă își plătesc datoriile. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.